Contra nu era normal? Contra, aflând că ai fost scos, să încerce să te readucă? Să nu știu, n-am apucat să vorbesc cu Cosmin absolut deloc. Nu știu. Probabil, oricum, postul e ocupat, acum nu cred că mai are rost să discutăm. Ce va fi, va fi, Naovidiu. Și tu ce faci acum? Nimic. Ești numai la Digi. Liniștit. Acasă, cu familia, încerc să rezolv treburile personale. Liniștea asta e bună, dar nu aduce bani, să știi. Da, păi, și la Dinamo stăteam pentru bani, Naovidiu. Cât aveai tu salariu? 7.000 de roni. 7.000 de lei? Da. Asta era salariul. Adică 1.500 de... 1.200, 1.300 de euro. De euro? Da, asta era salariul. Deci, ce ai muncă patriotică. Păi, da, de asta spun că trebuie, eu știu, și probabil ar trebui să mă schimb și eu un pic, să fiu și eu un pic mai nesimțit așa din mai multe puncte de vedere. Pentru că până acum, cu bunătatea și cu, eu știu, starea asta a mea de a face bine, de a fi băiat bun, nu prinde. Și mai ales în lumea asta a fotbalului. Este, din punctul meu de vedere, unde e o lume bazată foarte mult pe relații, pe prietenie, pe cumetrie, pe interesul personal al fiecăruia. Asta e realitatea. Nu numai în fotbal. Cred că în orice domeniu. Da, culmea știi care e că s-a schimbat guvernul, ca să zic așa, la Dinamo. Și au plecat, practic... Nu, unul singur. Unul singur și hai să zic și Mulțescu. Deci doi oameni... Nu, Gigi în continuare, nu înțeles că e acolo. Doi oameni... Bine, a plecat de la echipă, că e acolo și el tot decorativ acum. Doi oameni iubiți de suporteri, iubiți de galerie, prețuiți. Și au rămas cei pe care galeria îi contestă. Cum, Dumnezeu, vor merge lucrurile înainte, e greu de explicat. Dacă știi, Neovidiu, dacă știi să le spui șefilor ce vor să audă, așa se practică. Și la Dinamo s-a practicat lucrurile de genul acesta. De a denigra anumite persoane, de a avea invidie pe ele, de a avea răutate dusă până la extrem în multe privințe. Așa e, pentru că eu nu aveam dialog cu domnul Neguiță decât la telefon. Rar mai veneam pe acolo, pe la birou. Eu, locul meu era lângă echipă, să fiu alături de ei. Să stau cu echipa. La Negoiță ajungea ce îi spuneau alții. Probabil că nu îi spuneam eu, dar pe mine m-a deranjat faptul că nici domnul Negoiță putea să pună una pe telefon. Băi, Dănciulescule, ia vină cu a. E așa ce se vorbește, ce se întâmplă, lucruri de genul acesta. Putea să mă cheme la o discuție. Da, spune, Dănciule, echipa a jucat prost. A scăpat de retrogradare datorită regulilor federației. Regulilor și Naovidiu, poate cine știe, poate s-ar fi salvat și... Dacă juca cele 5 meciuri, probabil dacă că ar fi terminat campionatul încă 5 meciuri. Tu crezi că ai vreo vină în această involuție, să zic, a echipei? Probabil că da, pentru că trebuia să fiu mai vocal, trebuia să fiu mai rău în anumite privințe, să-mi impun punctul de vedere, să nu las tot timpul de la mine... Pentru că uite unde s-a ajuns, probabil că da, dacă sunt acolo, clar că mi-asum și eu o parte din vină. Cu toate că, v-am spus, îmi asum lucrul acesta față de alții care nu își asumă niciodată nimic, nu și-a asumat nimeni la anumite transferuri greșite de-a lungul timpului, nimeni nu și-a asumat absolut nimic, decât am plătit jucătorii respectivi, atunci când au plecat și s-a semnat rezilierea, alți bani, alte comisioane la agenți și lucruri de genul acesta. Și nimeni n-a plătit pentru asta. Eu în perioada respectivă, când a fost Alexandru David, care din punctul meu de vedere a fost, cu tot respectul pentru toți președinții care au fost la Dinamo, a fost unul dintre cei mai buni președinți. Pe care i-a avut, pe care, practic, dar n-avea legătură cu fotbal. Sunt de acord, dar era un tip foarte inteligent, smart, știa să gestioneze situațiile grele din cadrul clubului, se bătea pentru echipă. Era un tip care chiar și-a lăsat o amprentă asupra lui Dinamo. Și spun că în perioada respectivă, eu, unul personal față de mulți din club, am fost omul care am semnat pentru anumit jucători. Eu mi-am asumat. S-ar putea să greșesc și eu, Naovidiu. Sunt de acord că nu am cum să le știu pe toate. 100%. Dar tot ceea ce fac cu inima, fac din dragoste pentru echipă, vreau să fac bine. Că s-ar putea să greșesc, da.
Recunosc că nici eu nu sunt perfect. Deci, la niciun transfer în ultima vreme n-ai fost consultat? Nu, am fost, nu. Dar de-a lungul vremii, dacă e să facem așa un procentaj, Neovidiu, cred că știam de 40% din toate transferurile care au fost făcute. Nu, acum, în ultimul timp, uite, acum la Costărna, la Scovaișa, nu m-a întrebat nimeni decât i-am văzut acolo. M-a întrebat Bălănescu, m-a întrebat la Lazar. Trebuie cineva ce caută jucători ca ăștia la Dinamo. Da, bine. Săraci erau de umplutură. Bun, dar cine făcea transferurile? Bălănescu? Păi nu știu cine le făcea, că te trezeai cu jucătorii. Păi cum ajungeau jucătorii ăștia la Dinamo? Nu, o echipă cu pretenții. Din ce știu eu, în mare parte, totul a fost lăsat pe mâna antrenorilor. Ei au fost în mare parte care au decis. Dar sunt convins că se mai consultau cu anumite persoane. Da, nu antrenorii plăteau jucătorii. Jucătorii au plătit de acord, club. Sunt de acord. Nu din banii. Tocmai de asta spun, că se mai consultau cu anumite persoane din club. Plus că există un departament de scouting. Bine, un departament de scouting unde este o singură persoană. Unde se filtrau anumiți jucători și cu propunerile de la persoana respectivă veneau în fața antrenorului și îi spuneau jucătorii ăștia ce putem să luăm în funcție de bugetul pe care îl ai.